what you do. Bună dimineața, tată, bine ați venit la un nou vlogmas. Bună dimineața, dragii mei, bine v-am găsit la un nou daily vlog, sau putem să zicem și vlogmas. Am văzut că fetele încă mai postează, unele din ele nu s-au oprit la ziua de Crăciun și numesc în continuare vlogmas, deci nu cred că e greșit, putem să zicem la toată luna vlogmas. Zicându-vă în fiecare dimineață din 1 decembrie, bine ați venit la un nou vlog, mă, să vă dați seama, ne-a intrat așa un pic în reflex, Sofiuța m-a tot auzit și s-a obișnuit și ea mititica. Ce mai faceți voi, dragilor, cum mai sunteți? Sper că vă găsim bine sănătoși, cu toate că n-am lipsit foarte mult, astăzi este 28 decembrie. Aș vrea să filmez de ieri, a treia zi de Crăciun, dar din păcate noi nu suntem chiar în totalitate refăcuți. Sofiuța tușește și tușește foarte urât și tare și o ia tusea, mai ales seara când trebuie să se pună la somn, de pe la 9:30 și până pe la 12, nu-i dă pace deloc tusea, bineînțeles că mai are nasul înfundat și mucișori, din fericire n-a mai făcut febră, primește sirop pentru tuse și acum să sperăm că o va și ajuta. Edișor are și el în continuare mucișori. Și din dimineața asta am văzut că a început și el să tușească. Pentru el nici nu am sirop. Ce am pentru Sofiuța este din România, dar copiii sub 2 ani nu pot să primească din acest sirop și cred că va merge neapărat soțul aici la farmacie să vedem dacă putem să primim ceva pe bază de plante sau ceva adecvat vârstei lui. Eduard a mai fost și ieri și l-a mai luat tot așa un sirop de plante. I-am îndopat zilele astea, credeți-mă, cu tot felul de siropuri, dar bine că erau din plante, doar ibuprofenul ăsta nu este. Auziți și vă ce urât tușește Sofiuța. Văd că la mine începe așa cât de cât să îmi revină mirosul și gustul, că n-am avut zilele Crăciunului miros și gust deloc. Simtem așa unele mirosuri, cele foarte puternice, și la gust, în mod special, ceva foarte acru sau foarte dulce, deci nu prea pot să zic că din preparatele de Crăciun am simțit și niște cebuși și că m-am bucurat la maxim de ele. Ieri l-am sărbătorit și noi pe Edișor. Edișor este și el un ștefănuț și l-am sărbătorit acasă, bineînțeles doar noi patru. Am aici o cafea, mi-a făcut soțul și ieri cinste cu o cafea caldă de aici de la Becheraie și ieri mi-a scris pe capac Dana, pe mine, pe lângă Rebecca, mă cheamă și Daniela și părinții îmi zic Dana și am atras atenția că putea să-mi scrie ceva mult mai frumos pe capac și astăzi mi-a scris Zâna. Da, a fost destul de comic când mi-am primit cafea și am văzut complimentul din partea lui, cu toate că nu mi-a zis, cred că niciodată nu l-am auzit să mă strige așa. Nu știu de unde i-a venit ideea asta, poate de la zânele pe care le privește Sofiuța. Noi sperăm din suflet că ați avut parte de clipe magice alături de cei dragi și că ați sărbătorit frumos Crăciunul. Ce este? Am zis eu ceva greșit? Pe clala beș. A, la Tinkerbell a văzut tatinul? Da, cred că de acolo mi-a pus denumirea asta. Și am aici un colețel pe care vreau să vi-l prezint și pe care eu l-am primit sâmbătă înainte de Crăciun, dar pe care l-am desfăcut zilele astea și vreau să vi-l arăt deoarece este, o să fiu sinceră cu voi, o colaborare. Toate produsele pe care am să vi le prezint sunt primite gratuit, doar ca eu să vi le arăt și să vin în fața voastră peste ceva timp să vă spun care este părerea mea sinceră, deci nu mi-a impus nimeni să zic că sunt niște produse foarte bune și că trebuie să vi le cumpărați. Eu pot să vin să vă zic care este părerea mea, dacă mi-au plăcut sau nu. Sunt niște suplimente alimentare, niște vitamine mai exact, și am și o pudră. Să vă arăt colețelul. Foarte repede a venit
Cam așa arată el. Fata mi-a scris, nu mai știu, cred că miercuri sau joi, săptămâna trecută, și sâmbătă colețelul a ajuns la mine, destul de repede. Mă așteptam să vină undeva după sărbători, mai ales cu aglomerația care a tot fost acum la curier. Mă așteptam, sincer, să vină după sărbători, dar a venit foarte repede. Firma se numește Nature Can și este, sau Nature Can, ceva de genul, o să vă scriu pe ecran, este un brand, o companie din asta wellness, care este axată pe produsele CBD, adică sunt niște produse care conțin derivate din cânepă și nu vă speriați că derivatele astea din cânepă sunt ceva sigur, ceva testat, nu sunt interzise, nu sunt derivatele alea care creează dependență, din contră sunt benefice pentru organism. Am primit aici niște produse care pentru mine pot să zic că au fost o surpriză. Fata mi-a zis să îmi aleg eu 1, 2, 3 produse pe care îmi doresc să le testez de la ei de pe site. Distribuie în peste 30 de țări, chiar și la noi în România. Eu am să vă las în descriere linkul către site-ul din România, în cazul în care vreți să aruncați o privire. Și așa, ca un mic disclaimer, să știți că nu mă ajută cu nimic dacă vreți să vă cumpărați sau nu, că știu, sunt persoane care nu cumpără doar ca să ne ajute persoana care le prezintă, dar voi puteți să vă luați sau nu, că pe mine nu mă ajută cu absolut nimic, eu doar vreau să vi le arăt. În cazul în care vreți să vă comandați produse de la ei și aveți o comandă care depășește valoarea de 200 de lei, transportul este gratuit și comenzile sub 200, transportul lor se plătește, iar transportul este de 30 de lei. Am văzut acolo la ei pe site că au foarte multe vitamine, minerale, pudre, adică pudră proteică, pudră aromatizată, ce mai au? Am văzut că au produse din astea de beauty, creme de față, de corp, nu știu dacă au și geluri de duș, că parcă am văzut, balsam de buze, cremă de mâini, uleiuri care conțin derivatul ăsta din CBD, ce mai au? Produse pentru animăluțe, am văzut că au snack-uri din astea mai sănătoase și, sincer vorbind, chiar nu știam ce să-mi aleg de acolo. Îmi doream foarte mult ceva vitamine pentru că luna lui decembrie până în momentul de față a fost una destul de grea pentru mine. M-am simțit de foarte multe ori obosită, cu dureri de cap, am și răcit și mi-aș fi dorit ceva vitamine să încerc de la ei și o cremă pentru ten, deoarece în curând ce am eu în baie se va termina. Numai că nu știam ce să-mi aleg și am cerut acolo sfatul Evei, așa se numește fata care mi-a scris, și a fost foarte drăguță. Mi-a spus că nu-mi recomandă să încerc o cremă de la ei pentru că toate cremele pe care le au sunt cu acest derivat din cânepă și cânepa nu este 100% sigură în alăptare. Eu i-am spus și acest aspect și mi-a spus că ea îmi recomandă să încerc ceva vitamine. Nu mi-am ales eu, am spus să-mi trimită ce vitamine consideră ea. Mă așteptam la maxim 3 produse, dar am primit 6 produse și am să vi le arăt și vouă. Mi-a trimis aici vitamina B12. Încă n-am început să le iau. Am să vă țin la curent, cam așa arată. Sunt 60 de tablete aici. Mi-a trimis și cărbune activ. Este așa. Acestea au 90 de capsule și știu că este pentru durerile de stomac, pentru atunci când te balonezi și eu chiar aveam nevoie. Nu i-am spus acest aspect, i-am spus doar că mă simt foarte obosită, am 2 copii care mă solicită destul de mult și asta a fost recomandarea ei. Am mai primit aici și vitamina D și care conține și curcumă. Așa arată. Vitamina D știți și voi că este bună pentru oase, eu le dau și copilașilor, curcuma am înțeles că ajută și la imunitate, uite și pentru mușchi, mai spune că este, mai am aici și omega 3, asta este pentru buna funcționare a inimii.
Aici sunt tot așa 60 de tablete. Fiecare se ia câte o capsulă pe zi, doar, stai mai un pic, acesta cred eu că se ia de două ori, așa scrie aici, de două ori, dar mi se pare că se ia cu 30 de minute înainte de masă. Eu m-am lucrat, am zis așa o privire, dar încă nu mi-am format și o rutină neapărat. Și mai am aici vitamina C, care este pentru sistemul imunitar, pentru o bună funcționare a metabolismului. Și de mult îmi doresc foarte mult să încerc o pudră proteică. Mie mi se pare că nu îmi iau necesarul de proteină și tot îmi doream eu să încerc. Așa că mi-am ales să-mi trimit să iau una. Are un kilogram și mi-am ales cu aroma tropicală. Asta o să încep să o iau de la 1 ianuarie, pentru că de la 1 ianuarie clar vreau să mă și apuc de sport. Ea zice pentru rezultate foarte bune, trebuie consumată împreună cu activitate sportivă. Se pun 30 de grame din pudra asta în 250 ml de apă. Deci pe asta voi începe din ianuarie să o iau, dar vitaminele vreau să le iau de mâine dimineață și am să vă țin la curent pe parcurs să vă zic cum mi se par, dacă am văzut o schimbare sau nu în ele. Așa-i, mama? Da? Eu o să fiu sinceră cu voi, o să vă spun dacă mi-au plăcut sau nu, nici persoana care m-a contactat nu mi-a impus să vin și să le laud în fața voastră, tot așa mi-a zis să spun părerea mea sinceră despre ele, dar din ce am citit eu pe la recenzii, m-am uitat bineînțeles și la ei pe Instagram și le-am citit acolo prin comentarii, și pe site, am văzut că toată lumea le recomanda și că erau mulțumiți de ele. Pa. Ne vedem un pic mai târziu acum. Mergem să ne jucăm că Edișor doarme, da? Și să bem cafeaua. Câteva ore mai târziu, dar tot din același loc în care ne-am văzut și de dimineață, cu brăduțul în spate, am zis să filmez astea ultimele vloguri cu el în peisaj. Dacă în vlogmas nu prea l-am filmat, cine știe ce, măcar astea ultimele să fie și cu el, că mie îmi place tare mult. Sofiuța nu mai mă asistă de data asta, doarme împreună cu Edișor. Mi-am și lăsat ușa deschisă să-l aud în cazul în care se trezește. Chiar mă gândeam că nu va mai dormi cu siguranță la prânz odată cu Sofie, pentru că a dormit de dimineață 2 ore și ceva, l-a dormit ca ursul. Dar se pare că doarme și cu ea și doarme de mai bine de 30 de minute, însă sunt sigură că nu va mai dormi chiar foarte mult. Am fost un pic cu cei mici pe afară să ne plimbăm, numai că n-am apucat deoarece a început să plouă, dar am reușit să mergem până în DM. Voiam neapărat astăzi ca să îmi achiziționez cel de-al doilea cadou de Crăciun, care e de fapt primul. V-am zis în vlogmas ziua Crăciunului că al meu cadou este un calendar advent de la Yves Rocher, care încă nu mi-a ajuns. Îmi doream eu foarte mult să încerc acest calendar, mi-au plăcut produsele pe care le-au avut anul acesta, n-am încercat niciodată un produs de-al lor și am zis că este ocazia potrivită, mai ales că l-am prins și la o super reducere. Și cel de-al doilea cadou este un kit pentru unghii cu ojă semi-permanentă, o lampă, asta îmi doream foarte mult. Nu v-am zis de acest cadou deoarece mă gândeam dacă să mi-l achiziționez sau să mai aștept. Eu aveam o lampă de, cred că vreo 5 ani, poate chiar și mai bine, o lampă de care am fost foarte mulțumită, care și-a făcut treaba super bine, n-a fost nici scumpă, cred că am dat vreo 30 de euro pe ea și a venit cu foarte multe accesorii.
Ilișor a început să tușească și s-a trezit un pic, dar văd că a adormit la loc. Din fericire, Sofiuța n-a mai tușit astăzi așa foarte mult cum a tușit zilele trecute. Vă vorbeam despre lampa mea, care a fost una foarte bună. Pe mine m-a mulțumit mult de tot, mi-a făcut treaba cu ea. Unghiile de foarte multe ori am avut-o, cred că de vreo 3 ori și prin România, deci a fost o lampă de care pot să vă zic că am fost pe deplin mulțumită și a meritat din plin banii. Numai că acum în Vlogmas, într-o seară când îmi pregăteam eu unghiile să îmi pun oja pe ele, Edișor s-a jucat cu ea și eu nu am observat, ba chiar m-am și așezat la masă, mi-am pus baza și când am pus mâna în ea, am văzut că nu se aprinde. Inițial m-am gândit posibil să nu fi pus eu bine în priză, am verificat, am încercat încă o dată, am văzut că nu se aprinde și apoi când am luat la puricat cablul, mi-am dat seama că era un fir foarte mic rupt. Posibil să fi fost ruptă dinainte din cauza uzurii și Edișor doar să fi tras foarte puțin sau nu știu, a băgat dințișorii cumva și a rupt, habar nu am, dar nu mai aveam ce să îi mai fac. Și una dintre voi mi-a recomandat că există pe Shine niște benzi care se lipesc pur și simplu pe unghie, foarte ușor și că rezistă tare mult, la fel ca gelul, ca oja și nu mai trebuie să pierzi foarte mult timp ca să îți faci unghiile. Îți mulțumesc tare mult, draga mea, pentru recomandare. Eu n-am mai pus o comandă pe Shine, cred că de prin vară, dinainte de nuntă și nici n-am de gând să pun una curând, pentru că anul ăsta am pus foarte multe comenzi Shine, Sensai, unele vi le-am arătat și vouă, altele nu. La unele am reușit să fac retur, la altele nu și din păcate n-am reușit nici să mă folosesc de produsele respective și nu neapărat să fac un detox de la comenzile astea online care nu prea își au de multe ori nevoia, adică de multe ori am făcut comenzi doar așa, că am văzut la altcineva că și-a cumpărat ceva și am vrut și eu neapărat și mai ales cum e pe Shine care te face să zici hai că mai pun una în coș, hai că mai pun două, hai că mai pun ceva să nu plătesc transportul, hai că poate prin și o reducere la ei și uite așa ajungi să fii un pic cam dependentă. Și nu vreau să mai pun curând o comandă la ei, mai ales când doresc și tare mult să adopt un stil din ăsta minimalist, vreau să fac și prin casă, să am așa mai puține lucruri, lucruri doar de care am nevoie. Și până pun eu o comandă ca să îmi achiziționez benzile acelea de care chiar nu știam, va mai dura ceva timp, plus că mie îmi și place domeniul acesta cu unghii cu gel, unghii cu oje semipermanentă și de ceva timp tot zic că voi face un curs și am tot amânat, dar anul care vine cu siguranță îl voi face pentru că mi-aș dori tare mult să lucrez în acest domeniu. Și da, cel de-al doilea cadou al meu este un set, lampa așa doar ea singură, unde nu era, trebuia comandată online, de fapt nici n-a fost ce văzusem eu pe site-ul lor în magazin, ceea ce îmi pusesem eu în coș, era tot acest kit, doar că avea 3 culori, nu una singură și era un pic mai scumpă, pe asta cred că am dat 44 de euro și celălalt kit era 55, ceva de genul, dar nu l-am găsit în magazin, pentru că dacă îl găseam, îl cumpăram. Însă m-am bucurat să văd acolo că au foarte multe nuanțe și îmi doresc să mai achiziționez și alte nuanțe. Am văzut că au și accesorii pentru unghii. Aici am un pliant și am zis să vă arăt așa cum este în interior. Am o pilă din asta așa pe care eu o folosesc la final ca să mai finisez un pic după ce am pilit unghia să nu fie așa zimțată. Nu știu dacă m-am exprimat neapărat corect, am zis, n-am un curs în acest domeniu și tot ceea ce știu să fac am învățat singură. Am aici și un cleanser pentru unghii, arată foarte unghiile mele, care are 50 de mililitri, poate reușesc să mi le fac în seara asta după ce adorm copiii dacă nu mai tușesc. Iar aici am, eu văd că s-a și udat, o să-l desfac, am un primer, o bază și o culoare.
Dar vreau să văd de unde s-a udat, că mi se pare un pic udă punga. Cred că a curs. A curs un pic de aici, din... S-a dus la acesta sau s-a spart. Voi verifica imediat. Din bază. Da, din bază a curs un pic. Și acum am numai bază, noroc nu am ceva aici să mă șterg. Din bază văd că a curs un pic, dar nu-mi dau seama dacă s-a spart. Sau de ce a curs. E foarte mică sticluța. Sticluțele astea mici am văzut în magazin că erau 5 euro la preț și celelalte mai mari, 12. Nu știu cum de a curs din el, are 3 ml, chiar nu știu cum a curs. Și culoarea este aceasta. Mai am și dischete din astea ca să-mi șterg manicura. Deci și din astea de bambus. Așa arată. Și aici mai am și cablu. Deci acesta este cel de-al doilea, primul cadou al meu. Și din de mine am mai luat câteva lucrușoare, Pampers pentru Edișor. Mi s-au terminat tabletele pentru mașina de spălat vase și n-am încercat niciodată produsele astea pentru ea de la Dengmit. Mie, în general, îmi plac produsele lor, mă înțeleg foarte bine și am cumpărat și pentru mașină. Nu știu dacă sunt noi, dar pentru mine sunt noi, pentru că n-am încercat până acum și prima dată când ne-am văzut în DM, mi-am luat niște capsule așa cu acid hialuronic. Eu nu le-am văzut până acum. Ele nu văd să scrie pe undeva nou, deci nu ar cam trebui să fie noi. Mi-am luat și o mască pentru picioare cu ulei de macadamia. Am reînceput să folosesc măști. Mi-am pus în ultima perioadă, cred că în fiecare săptămână, de vreo două ori. Și vreau să continui așa pentru că tenul meu a început să arate și mai bine. Nu știu dacă se datorează neapărat lor sau faptului că am și grijă de el, mă demachez, mă dau cu cremă. Dar vreau să continui ritualul acesta și mi-am luat o mască, toate trei sunt de la DM Balea, cu zahăr brun și chia. Pe asta am avut-o și știu că mi-a plăcut. Mie mi-ajunge să mă dau de vreo două ori cu ea. Mi-am luat și cu aloe vera, n-am încercat-o niciodată, și nici pe aceasta cu vitamina C, care acum, credeți-mă, deci acum observ că este tot un scrap pe bază de zahăr. Deci eu am crezut că e, am văzut aici vitamina C și am zis că e mască cum sunt capsulele alea, dar se pare că nu. Am luat niște bombonici din astea de la Mivolis de Me. Am văzut că marca asta e la ei, în ediție limitată, deja am desfăcut, am luat eu și soțiuța una. Sunt niște bomboane cu ghimbir și vitamina C și am mai luat încă unele cu eucalipt, alea au rămas în mașină, tot așa am desfăcut și am luat eu și soțiuța câte una. Astea sunt un pic cam dulci, cu toate că, sau nu, pe celelalte parcă scria că n-au zahăr, astea cred că au. Sunt un pic cam dulci și au așa o umplutură de ghimbir în interior, dar celelalte sunt mai bune așa pentru gâte, răcoreau foarte bine. În aplicație aveam gratuit chestia asta pentru Eduard, că soțiuții nu-i plăcea nici înainte, nu știu dacă și lui Eduard o să-i placă, dar soțiuții nu i-a plăcut, este din fructe. Și tot în aplicație am avut gratuit un griș pentru Edișor. Să vedem dacă o să-i placă. Și le-am luat vitaminele astea tot de la Mivolis pentru copilaș, pentru sofiuța lui Edișor. I-am dat așa foarte puțin, dar el nu prea poate să le mănânce, sunt de tip geleu. Vă arăt și cum arată în interior. Miroase a fructe. Le-am văzut la, am mai spus, eu urmăresc o fată de aici din Germania și am văzut că ea de la băieții ei și am zis să iau și oricum, nu am fost chiar foarte mult până între eu și am zis să încerc și eu la ai mei copilași, să vedem cum sună. Bun? Da? Nu mă păr. Foarte bun. Noi ne pregătim să ne punem la somn, că e deja aproape 10 ceasul. N-am filmat mare lucru în seara asta. Mi-am făcut și unghiile între timp. N-a prea ieșit ceea ce
îmi doream eu de fapt asta, pentru că nu mai și ce îmi doream eu. Ți s-a ieșit, mă bucur că ți s-a ieșit, pentru că n-am avut răbdare să vină soțul acasă ca să stea cu cei mici și m-am apucat în timp ce ei dormeau. Și când am început să îmi pun culoarea, s-a trezit Edișor, m-am mai dus și pe la el, m-am mai întors și am mai pus acolo un strat de ojă și mi-am atins un pic cuticula și nu cred că va rezista cine știe ce. De fiecare dată când îmi fac unghiile și mă grăbesc, niciodată nu-mi rezistă multe zile, dar să vedem acum, dacă nu o să le refac după anul nou, asta e din vina mea, că n-am avut răbdare să vină soțul ca să stea el cu cinici. Din fericire, Sofiuța n-a mai tușit deloc în seara asta, eu n-am auzit-o, nici soțul a zis că nici el n-a mai auzit-o, e deșor de câteva ori, dar a fost bine. Am și făcut mâncărică, pentru astăzi seara am făcut niște pește cu mămăliguță, e deșor a mâncat doar mămăligă cu smântână, în schimb Sofiuța a mâncat... S-a fost delicioasă! Mă bucur, Sofiuța a mâncat tot, mă bucur că ți-a plăcut, iubita mea. Și m-am mai săturat și eu. Ai săturat, da, și acum... Oh, acum rest. Și acum și-a luat aici un măr, bineînțeles că ne-am luat poveștile noastre, încă citim, da, iubita mea, încă citim cadoul perfect, chiar dacă a trecut Crăciun, a zis, le mai las un pic, cred că le vom mai lăsa și luna lui ianuarie și apoi întâlnim cu ele la anul și mai avem... Crăciun și primăvară, la primăvară o să citim pe alea. Așa, le citim toată iarna pe astea și din primăvară nu multe în acelalte. Și mai avem, asta e foarte frumoasă, sub steaua magică a Crăciunului, cred că e printre preferatele mele. Nu. Nu? Crăciunul, steaua magică a Crăciunului. Da, iubita mea. Și o să închei vlogul acesta aici și mă gândesc, poate reușesc să încep mâine un altul sau dacă nu, pui mâine, pentru că aș mai vrea să mai postez încă unul pe anul acesta, dacă reușesc, dacă nu, ne vedem în... Dar nu, cu siguranță voi filma încă unul anul acesta, așa că nu vă zic de pe acum la mulți ani, că sigur o să filmez. Te bați cu umbra ta, hai să zicem aici noapte bună. Noapte bună, să dormiți bine, să crește mare și mâncați tot ce ți-a pus mama. Da, să mâncați tot ce v-a pus mămica voastră. Vă pupăm, dragilor, pa! Pa! Copiți! Ne mai întâlnim! Ne mai întâlnim! Ne mai întâlnim, da. Ne mai întâlnim, poate mâine, da? Da, poate mâine mai vorbim cu voi la un vlog, da? Da.